Ștefi, și ăsta este primul episod în care ne jucăm Roblox. Este un joc cu foarte multe joculețe. Este un joc în care, în jocul acesta, ai mai multe jocuri și mai multe posibilități de te poți juca. Și noi acum ne jucăm un joc foarte, foarte frumos și este cunoscut de foarte multă lume. Sper să vă placă. Sunt singură pentru că Ili este plecată undeva de mult timp. Și da, sper să vă placă primul video de Roblox. Da, haideți să începem. Pentru prima oară mă voi juca acest joc. Ok, pentru început o să ne jucăm Brokeven. Da. Și o să vă arăt secrete din Brokeven. Pentru prima oară sunt în skin-ul meu normal de Roblox. Uitați-vă, sunt Roblox, sunt oameni din foarte multe țări. Și acum am să-mi fac un skin din Brokeven. S-a băgat un update foarte mare și îmi place foarte mult update-ul acesta care s-a băgat. O să pun... Așa, o să-mi pun înapoi skin-ul și ne vedem când îmi termin și eu skin-ul. Bine, am revenit și ne-am terminat skin-ul. Uitați-vă cât de drăguță sunt. O să vă și arăt cum se fac. Aici sunt fetele și o am pe aceasta. Sunt tot felul de fete aici foarte drăguțe. Și fetele astea sau astea sau astea le folosiți când vă supărați. Asta le folosiți când sunați la telefon. Știți, asta vă folosiți când amețiți, când sunteți răi, când vă speriați de cineva. Da, le folosiți așa, aparent ușor, uite. Și asta când sunteți supărați și asta. Se folosesc foarte multe fete. Brokeven este un oraș foarte mare și poți să ții case, ai și meserii. Este un restaurant, nu e restaurant, e cumpărături, ai pizza și le poți și lua mână. Aici sunt mașini, tot felul de lucruri, doar că nu le pot spune aici, uitați să vă arăt. Pot să spune tot felul de mașini și astea cu steluță costă bani și noi nu avem Robux. Ne-am spawnat o mașină foarte, foarte frumoasă. Să nu mă pun să o conduc. Pot și claxona să facă și așa. Este o mașină foarte drăguță. Uitați. Și știți, este ceva foarte mișto la Brokeven. O să vă și arăt acum. O să mergem să ne luăm o căsuță micuță. Nu mare, pentru că este primul video. Aici sunt oameni foarte VIP. Uitați. O să-mi fac și o casă pe unul de lângă ei. Pentru că vreau să avem vecini, o să-mi las mașina acolo. O să o despăunez. Ok. Sunt foarte, foarte mulți oameni pe aici. Și putem și vorbi cu ei. Ok. Nu știu de să-mi fac ce casuța. Casuța. Și cine se joacă Brokeven de mult, poate să vadă ce vom face noi astăzi în primul videoclip cu Roblox. Ok, se pare că am găsit un loc de casă și avem vecini. Este un loc de casă preferatul meu, aici îmi place mie să fac casa de fiecare dată. Nu mă joc de foarte mult timp, Brokeven este jocul meu preferat. Că mă uit la o youtuber care îmi place foarte mult. Și o să ne facem casa aici. Uitați, avem tot felul de căsuțe aici. Și astea cu steluțe să sunt vii, nu le putem lua. Din păcate. Dar unele sunt foarte mari și foarte încăpătoare. O să ne luăm căsuța. Acesta este noua căsuță din Brokeven, dar eu nu mi-a eu pentru că este ca o grădiniță. Și asta nu-mi place la ea. Deoarece... am să-mi iau această căsuță foarte cute, drăguț, mai bine zis. Uitați, putem încuia casa. Așa, putem încuia
uitați așa și putem încuia în foarte, 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 foarte multe feluri. Foarte multe, foarte, 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 foarte multe. Foarte, foarte, foarte multe, da. Ok, dacă aveți o fată aici, bună fată, este foarte drăguță. Aici este casa mea, am și o umbreluță foarte chic. Putem intra în ea așa, după cum vedeți, dacă vreți să știți. Oameni bune, am jefuit casa, uitați, pentru că este foarte dormit aici. Haideți să vedem unde era. Fiful în casă. Uitați, ne-a furat toți banii. Dar nu contează, doar vreau să vă arăt pentru început. Pentru început nu vom face asta. Putem apăsa așa. Putem da bani să nu mai intre în casă. Da. Multe, multe, multe feluri. Videoul de astăzi se numește Secrete din Brookhaven. Și o să mergem în oraș și ne vedem când ajungem acolo. Am ajuns în oraș, după cum vedeți, este un oraș foarte mare și foarte drăguț. Pentru început vom merge la spital, dar nu în spital. Prima oară o să vă arăt ceva foarte, foarte ciudat. Vedeți acel colțișor de acolo, de sus? Ei, acolo este ceva foarte secret. Stai. Asta. Deci, este ceva foarte secret și avem injecții aici, scaune rupte, paturi aruncate, avem tot felul de chestii ciudate. Aici este spitalul și normal noi trebuie să intrăm pe aici, vedeți? Dar spitalul este cu un pod secret. Acum, ce vreau să fac, avem și inventar aici, chestii, vedeți? Ce vreau să fac este să am un sac de dormit, un binocliu, de o lanternă și un sac de dormit. Unde este sacul de dormit? Uite. Să mergem la pompieri. Nu la pompieri, mă scuzați. O să mergem... Stați un pic, să mergem mai repede, mergem cu bicicleta. Camera secretă este la hotele. Stați să vă arăt imediat unde este camera secretă. Imediat o să vă arăt. Ok, o să vă arăt imediat. Ok. O să vă arăt în 5 secunde unde este camera. Nu e și bine. Mă scuzați pentru problemă. Am avut o mică problemă. Ok, unde este? Uitați-l. Și m-am pierdut. Sunt foarte mulți oameni la hotel, dar noi avem deja casă. Aici, pentru început, o să ne scoatem binocul pentru că sunt pe telefon și la telefon nu încap mai multe decât 3 acte mele. Aici, o să-mi iau, ce-am zis că-mi iau, așa, scara. Ok. O să pun așa aici. Și hotelul are un pod secret. Trebuie să pun așa. Așa. Se pare că n-a ieșit. Stați să văd unde este podul secret. Ok, l-am pus pe jos. Din greșelă. Stați să pun sacul de dormit mai aproape de tot. Uite așa. Nu știu mai exact unde este. Ok, o să punem sacul de dormit aici, cred că e acolo. Dar trebuie să punem scara aici. Așa.
Nu știu dacă încopem. Aici! Podul secret din hotel. Uitați, este foarte mare. Uitați-vă și voi, este uriaș. Îmi place foarte, foarte mult. Și aici ne putem pune sac de dormit. Să dormim, ne punem apă. Multe chestii. Este un loc foarte, foarte tare. Acum ne putem teleporta la casă. Și mai am mici secrete în altă căsuță. Prima oară o să mergem și o să ne schimbăm casa. Yes. Ok, mi-am desfăcut casa. Și o să ne luăm altă căsuță. O să văd care este. Dar mai exact nu știu care e. Oh, din păcate nu mai putem lua o căsuță, deci nu o să mai arăt să căsuțele din căsuță. Asta este. Atunci o să mergem jos. Și dacă nu mai avem căsuțe, asta este. O să facem și partea a doua. Sper că v-a plăcut primul episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!